În Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului a avut loc marțea aceasta întâlnirea preoților de caritate. Evenimentul s-a desfășurat în sala de conferințe a protoieriei Pitești sub președinția înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic. Conferința a fost precedată de Sfânta Liturghie oficiată în Biserica Sfânta Vineri din municipiul Pitești. Cu acest prilej au fost înălțate rugăciuni pentru însănătoșirea celor care au avut de suferit în urma incendiului din capitală. Tot acum s-a săvârșit și slujba parastasului pentru cei adormiți în acest tragic eveniment. Ierarhul a îndemnat ca fiecare preot de caritate să-l aibă ca model pe Sfântul Ioan Gură de Aur. De la Sfântul Ioan Gură de Aur învățăm că preotul trebuie să facă misiune prin predică, prin faptă și prin cuvânt. Iar cea mai înaltă predică trebuie să fie viața sa cu trăirea lui și a familiei sale. Părintele Gabriel Grecu, slujitor la parohia Sfântul Pantelimon din cadrul Spitalului Județean Pitești, a susținut lucrarea cu tema Sfântului Ioan Gură de Aur, promotor al filantropiei creștine. Preocuparea noastră de a afla un model al misionarului creștin ortodox se poate concretiza prin raportarea la viața și opera Sfântului Ioan Gură de Aur, ce constituie o sursă inepuizabilă de bogăție spirituală și de învățătură morală. Părintele militar Gheorghe Grigore, care a participat de mai multe ori la teatre de operațiuni în Afganistan, a prezentat cartea cu titlul Preoții militari în teatrele de operații. Preotul militar are atribuții specifice atât pe timp de pace, în unități, cât și în teatrele de operații. Asistența religioasă în teatrele de operații are ca activități principale activitatea liturgică, activitatea pastoral-misionară, activitatea de mediatizare și activitatea interconfesională de training și colaborare cu capelanii forțelor din coaliția și structura NATO. În final s-au făcut propuneri pentru inițierea unor noi proiecte sociale care vor fi implementate în perioada următoare. Tot acum au fost analizate problemele concrete cu care se confruntă preoții de caritate și de misiune în activitatea de zi cu zi.